I greet you all in the precious name of Jesus Christ, our Lord. Vă salut pe toți în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. It is certainly a great privilege for me to be here today. Este desigur un mare privilegiu pentru mine să fiu astăzi aici. To share God's precious word with you. Să împărtășesc scumpul cuvânt al lui Dumnezeu cu voi. I wish we could translate into Russian as well. Am fi dorit să traducem și în limba rusă. God calls from all nations, from all languages. Dumnezeu cheamă pe oameni din toate națiunile și din toate limbile. And when the Lord spoke to Abraham, când Dumnezeu i-a vorbit lui Abraham, in Genesis chapter 12, în Geneza capitolul 12, he gave the first promise. A dat atunci prima făgăduință. That all the nations on earth would be blessed. Că toate neamurile de pe pământ vor fi binecuvântate. God started with Israel. Dumnezeu a început cu Israel. But then he included all the nations. Dar el apoi a inclus toate națiunile. In Matthew chapter 10. În Matei 10. Our Lord said, "Go only to the children of Israel." Domnul nostru a spus, mergeți doar la copiii lui Israel. But in Matthew 28. Dar în Matei 28. Our Lord said, "Go into all the world." Domnul nostru a zis, mergeți în toată lumea. So God started with Israel. Așa că Dumnezeu a început cu Israel. And then the gospel went to the nations. Apoi evanghelia a mers la neamuri. And when God concludes with all the nations, și când Domnul va încheia cu toate neamurile, then he will turn again to Israel. El se va întoarce din nou la Israel. So God has a plan of salvation. Deci Dumnezeu are un plan de mântuire. And we need to recognize the time we're living in. Și noi trebuie să recunoaștem timpul în care trăim. And also the promises for this day. La fel și făgăduințele pentru această zi. Beloved brothers and sisters, iubiți frați și surori, dear friends, dragi prieteni, in this book the whole plan of salvation is written. În această carte este scris întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu. But we must have divine revelation. Dar noi trebuie să avem descoperire divină. By the Holy Spirit to know the promises for this day. Prin Duhul Sfânt ca să putem recunoaște făgăduințele care le avem pentru ziua de azi. At the first coming of Christ. La prima venire a lui Hristos. Over 100 promises from the Old Testament were fulfilled. S-au împlinit peste 100 de făgăduințe din Vechiul Testament. From the first promise in Genesis 3 verse 15. De la prima făgăduință din Geneza 3 cu 15. When the Lord said the seed of God would come through the woman. Când Domnul a spus că sămânța femeii, sămânța lui va veni prin femeie. To bruise the serpent's head. Ca să zdrobească capul șarpelui. And to give us redemption. Și să ne aducă răscumpărarea. And to place us back as sons and daughters of God. Și să ne așeze din nou în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Into our original position. În fia noastră originală. That is why God manifested himself. De aceea Dumnezeu s-a descoperit. In Jesus Christ our Lord and Savior. În Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul nostru. In the Son of God. În Fiul lui Dumnezeu. To place us back as sons and daughters of God. Ca să ne reașeze pe noi în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Galatians chapter 4. Galateni 4. So please we shall share a number of scriptures. Vă rugăm vom împărtăși un număr de texte din Scriptură cu voi. Because I only believe what God says in his word. Pentru că eu cred doar ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul lui. I don't believe what the bishop says. Eu nu cred ce spune episcopul. I don't believe what the cardinal says. Eu nu cred ce spun cardinalii. I don't believe what the church says. Eu nu cred ce spune biserica. I only believe what God says in his word. Eu cred doar ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul lui. And this is God's time for God's people. Și acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. We know even in Christianity. Știm cu toții că în creștinism. We have hundreds of different churches. Sunt sute de biserici diferite. At the present time 349 churches. În prezent sunt 349 de biserici. Are joined in the World Council of Churches. Care sunt în Consiliul Mondial al Bisericilor. But Jesus Christ is only one church. Dar Iisus Hristos
are o singură biserică. Matthew chapter 16. Matei 16. From verse 16 to 18. Versetele 16 la 18. Our Lord said, I will build my church. Domnul nostru a spus, eu voi zidi biserica mea. Not many churches. Nu multe biserici. I will build my church. Eu voi zidi biserica so mea. So must differentiate. Deci noi trebuie să facem diferența. Between the many, many different churches. Dintre multele biserici. And between the church of the living God. Și biserica Dumnezeului celui viu. You go to one country. Când mergi într-o țară, you have Catholic religion. Ai religia catolică majoritară. You go to another country. Mergi în altă țară, you have a Protestant religion. Ai o religie protestantă. You go again, you have Orthodox believers. Sau ai credincioși ortodoxi. You have Roman Catholic believers. Sau ai credincioși romano-catolici. If you go to Britain, dacă mergi în Anglia, you have the Anglican Church. Ai biserica anglicană. There are the many, many different churches. Sunt multe biserici diferite. But let me say again. Dar vreau să spun din nou. This is God's time for God's people. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. This is the most important time in the history of the church. Acesta este cel mai important moment din istoria bisericii. God brings the plan of salvation to a climax. Dumnezeu aduce planul său de mântuire la culme, la apogeu. 2000 years ago, acum 2000 de ani, when our Lord paid the price for our redemption, când Domnul nostru a plătit prețul pentru răscumpărare, when he shed his blood, când el și-a vărsat sângele, he cried, it is finished. Acolo pe cruce el a strigat, s-a sfârșit. The work of redemption was finished. Lucrarea de răscumpărare se încheiase. But the life that was in the blood of the Savior, dar viața care era în sângele Mântuitorului, is eternal life. Este viața veșnică. And if we are redeemed by the blood of the Lamb of God, și dacă noi suntem răscumpărați prin sângele Mielului, we receive eternal life. Noi primim viața veșnică. And only if we have eternal life, și doar dacă avem viața veșnică, we can live eternally. Putem trăi veșnic. No one can live eternally. Nimeni nu poate trăi veșnic. Without having eternal life. Fără să aibă viața veșnică. And eternal life is only with the eternal God. Și viața veșnică este la veșnicul, doar la veșnicul Dumnezeu. And so God was manifested in Christ. Deci Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos. Eternal life came to us. Viața veșnică a venit la noi. And that is why the scripture says. Și de aceea spune Scriptura. In 1 John chapter 5. În 1 Ioan 5. Verse 11 and 12. Versetele 11 și 12. He that has the Son of God. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu. Has eternal life. Are viața veșnică. And he that has not the Son. Cine nu are pe Fiul. Has not eternal life. Nu are viața veșnică. I must tell you the truth. Eu trebuie să vă spun adevărul. Please understand. Vă rog înțelegeți. If someone has a call directly from the Lord. Dacă cineva are o chemare directă din partea Domnului. To go from city to city, from country to country, ca să meargă din oraș în oraș și din țară în țară, to preach the word of God, ca să predice cuvântul lui Dumnezeu, we must be honest before God. Noi trebuie să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu. We are in the presence of God. Noi suntem în prezența lui Dumnezeu. We must share the word with you as if the Lord would be right before us. Noi trebuie să împărtășim cu voi cuvântul lui Dumnezeu ca și cum Domnul ar sta aici înaintea noastră. So at the first coming of Christ, la prima venire a lui Hristos, all the promises were fulfilled. S-au împlinit toate făgăduințele din Vechiul Testament. If you read in the Holy Scriptures, dacă citim în Sfânta Scriptură, in Isaiah chapter 35, în Isaia 35, the ministry of our Lord is described. Acolo este descris a Domnului nostru. When the Lord would come, the blind would see, the lame would walk. Când Domnul va veni, orbii vor vedea, șchiopii vor merge. If you go to Micah chapter 5, dacă mergem la Mica 5, it tells you where he would be born. Ne spune unde urma să se nască. If you go to Isaiah 53, dacă mergem la Isaia 53, it tells you what will happen when he dies for us. Ne este arătat ce se va întâmpla când el va muri pentru noi. If you go to Psalms 22, dacă mergem la Psalmul 22, it shows Calvary in reality. Este arătat Calvarul în mod real. If you go to Psalm 16, dacă mergem la Psalmul 16,
The Apostle Peter refers to it. Apostolul Petru s-a referit la acest psalm. I shall not leave his soul in hell nor his body to see corruption. Nu voi lăsa sufletul în mormânt și să vadă putrezirea. If you go to Psalms 47. Dacă mergem în Psalmul 47. The Lord went up with a shout and with a trumpet. Domnul se înalță la cer cu sunetul de trâmbiță. All the promises concerning the first coming of Christ. Toate făgăduințele în legătură cu prima venire a lui Hristos were fulfilled. S-au împlinit. At the time of the fulfillment, și la timpul împlinirii, it was necessary to be prepared. A trebuit să fie o pregătire. And God had made a special promise. Și Dumnezeu a dat o făgăduință specială. In Isaiah chapter 40. În Isaia 40. In verse 3. Versetul 3. In Malachi 3. Și Maleahi 3. Verse 1. Versetul 1. Special promises. O făgăduință deosebită. A voice cries in the wilderness. Un glas strigă în pustie. Prepare ye the way of the Lord. Pregătiți calea Domnului. Malachi 3:1. Maleahi 3:1. The Lord himself said. Domnul însuși a spus. I will send my messenger before my face. Voi trimite pe solul meu înaintea feței mele. And when the time came and was fulfilled. Și la împlinirea vremii. Luke chapter 1. Luca 1. The angel Gabriel came down from heaven. Îngerul Gabriel s-a coborât din cer. Standing at the right hand of the altar. A stat în partea dreaptă a altarului. Speaking to Zacharias. Și i-a vorbit lui Zaharia. Giving to him the promise. Și i-a dat făgăduința. That is wife Elizabeth. Că soția lui Elisabeta. Will have a son. Va avea un fiu. To call his name John. Și să-i pună numele Ioan. For he will go before the Lord. Pentru că el va merge înaintea Domnului. In the spirit and power of Elijah. În duhul și puterea lui Ilie. To prepare the ways of the Lord. Ca să pregătească calea Domnului. So when God fulfills promises. Deci când Domnul împlinește făgăduințe. The supernatural happens on earth. Se petrec lucruri supranaturale pe pământ. Even when Christ our Lord was born. Chiar și atunci când s-a născut Domnul nostru pe pământ. All the heavenly choir came down. Un cor de îngeri cerești a venit pe pământ. And they were singing. Și toți cântau. Glory be to God in the highest. Slavă lui Dumnezeu în ceruri. So when God fulfills promises. Deci când Dumnezeu împlinește făgăduințe. Supernatural takes place. Au loc lucruri supranaturale. Also at the beginning of the New Testament church. La fel și la înființarea bisericii Noului Testamentare. When our Savior paid the price. Când Domnul nostru a plătit prețul. The first 120 were gathered on the day of Pentecost. Erau adunați în ziua de Rusalii cei 120. And all of a sudden. Și deodată. The Holy Spirit came down. Duhul Sfânt s-a coborât. And the New Testament church came into existence. Și biserica nouă testamentară a venit la viață. By the supernatural working of the Holy Spirit. Prin lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. And then the question was. Și apoi întrebarea a fost. What does this mean? Ce înseamnă acest lucru? And the answer was. Și răspunsul a fost. God through the prophet Joel said. Dumnezeu prin prorocul Ioel a spus. In the last days I will pour out my în zilele de pe urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Deci a fost împlinirea unei scripturi, a unui verset. Împlinirea unor făgăduințe. Și noi suntem copii ai făgăduinței. Galateni capitolul 4, versetul 28. Voi sunteți copii ai făgăduinței. Ca și Isaac, care a fost un copil al făgăduinței. In Genesis chapter 18. În Geneza 18. Our Lord came to Abraham. Domnul nostru a venit la Avram. He sat down under the oak. A stat cu el sub stejar. Had his feet washed. I-au fost spălate picioarele. And gave Abraham the promise. Și atunci i-a dat făgăduința lui Avram. In a year from now. Peste un an. Your wife will have a son. Soția ta va avea un fiu. And it happened as God said. Și s-a împlinit exact cum a spus Dumnezeu. This is the marvelous part. Aceasta este partea minunată. God takes responsibility to fulfill what he promised. Dumnezeu își ia răspunderea să împlinească ce a făgăduit. But it's our responsibility to believe the promise. Iar răspunderea noastră este să credem ce a făgăduit el. Abraham believed the promise. Avram a crezut făgăduința. He did not look upon him. Nu
s-a uitat la el însuși. He was an old man. Era un om în vârstă. 100 years. Avea 100 de ani. Sarah was 90. Sara avea 90 de ani. But he did not look upon her or upon him. El nu s-a uitat nici la ea, nici la el însuși. He looked upon God. El s-a uitat la Dumnezeu. Who made the promise? Căluința. And he knew God keeps the word, he keeps the promise. Și el a știut că Dumnezeu își împlinește făgăduința pe care a dat-o. In 2 Corinthians chapter 1. În 2 Corinteni 1. From verse 20 to 22. De la versetele 20 la 22. We read that all the promises of God. Citim că toate făgăduințele lui Dumnezeu. Are yea and amen by us. Sunt da și amin prin noi. Through Jesus Christ our Lord. Prin Iisus Hristos Domnul nostru. So what is the main promise for our day? Și atunci care este făgăduința principală pentru zilele noastre? I read it to you. Vă citesc. From John chapter 14. Din Ioan capitolul 14. John chapter 14. Ioan capitolul 14. Here our Lord made the promise. Aici Domnul nostru a dat făgăduința. To his own. Cel alor săi. And every true child of God. Și fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu. Born by the word and spirit of God, born again. Născut din nou prin cuvântul și prin Duhul lui Dumnezeu. This is absolutely necessary, beloved. Acest lucru este absolut necesar. We must have a personal relationship with God. Noi trebuie să avem o legătură personală cu Dumnezeu. Like a son and a daughter in the natural have a personal relationship. Așa cum un fiu sau o fiică au o legătură cu părinții. All sons and daughters of God have a personal relationship. Toți fiii și fiicele lui Dumnezeu au o legătură personală cu El. They know who their father is. Ei știu cine este tatăl lor. Because they're born again by the word and spirit of God. Pentru că ei sunt născuți prin cuvântul și Duhul lui Dumnezeu. In John chapter 3 our Lord said. În Ioan capitolul 3 Domnul nostru a spus. You must be born again. Trebuie să vă nașteți din nou. Otherwise you cannot see the kingdom of God. Altfel nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. That which is born of flesh is flesh. Ce e născut din carne este carne. And flesh and blood cannot see the kingdom of God. Și carnea și sângele nu pot vedea împărăția lui Dumnezeu. So we are bought by the blood of the Lamb. Noi suntem cumpărați prin sângele mielului. And thereby our sins are forgiven. Și prin aceasta păcatele noastre sunt iertate. But for the new birth, dar pentru nașterea din nou, you need the seed of the word of God. E nevoie de sămânța cuvântului lui Dumnezeu. One is the forgiveness of sins. Una este iertarea păcatelor. Reconciled with God. Împăcarea cu Dumnezeu. But the second is. Dar a doua este. To receive eternal life. Să primești viața veșnică. And therefore we need the word. Și de aceea avem nevoie de cuvânt. The word is the seed. Pentru că cuvântul este sămânța. Like in the natural. Așa cum în domeniul natural. There must be a seed first. Trebuie să fie mai întâi o sămânță. Before there can be a birth. Înainte ca să aibă loc o naștere. So it is in the spiritual. La fel este și în domeniul duhovnicesc. If you go to the scripture in the New Testament. Dacă mergem la textele din Noul Testament. The word is the seed. Cuvântul este sămânța. Mark chapter 4. Marcu 4. Luke chapter 8. Luca 8. The word is the seed. Cuvântul este sămânța. James chapter 1. Iacov 1. Verse 18. Versetul 18. Born again by the seed of the word of God. Născuți din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu. 1 Peter 1, 1 Petru 1, verse 23, versetul 23. Born again by the seed of the word of God. Născut din nou prin sămânța cuvântului so lui Dumnezeu. It's very important. Deci e foarte important. To preach that Christ shed his blood. Să predicăm că Hristos și-a vărsat sângele. That God was in Christ. Că Dumnezeu era în Hristos. Reconciling the world with himself. Împăcând lumea cu sine. It is also important. De asemenea, este important. To preach the gospel. Să predicăm evanghelia. To preach the word of God. Să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. To put the seed into your soul. Să punem sămânța cuvântului în sufletele voastre. Like it was Mary. Așa cum s-a întâmplat cu Maria. The angel Gabriel came to Mary. Îngerul Gabriel a venit la Maria. He gave her the promise. Și i-a dat făgăduința. And the moment she believed the promise. Și în momentul când ea a crezut făgăduința. The Holy Spirit came upon her. Duhul Sfânt a venit peste ea. And the seed became a reality. Și acea sămânță a devenit o realitate. The word was made flesh. Cuvântul s-a făcut trup. And dwelt among us. Și a locuit printre noi. So it is with you and with me. La fel este cu tine și cu mine. First we hear the word of promise. Mai întâi noi auzim cuvântul făgăduinței. Then we receive and believe the word of promise. Noi îl primim și îl credem. And then the Holy Spirit comes upon us. Și apoi Duhul Sfânt vine peste noi. To make the promise a reality. Ca acea făgăduință să devină o realitate. So
that we can truly say we're sons and daughters of God. Ca noi să putem spune cu adevărat că suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. In John chapter 14. În Ioan 14. In verse 3 we read. Versetul 3 citim. Our Lord speaking. Aici vorbește Domnul nostru. I go to prepare the place and I come again. Mă duc să vă pregătesc un loc. And to receive you to myself to be where I am. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. I go to prepare the place. Mă duc să vă pregătesc un loc. And then I will return. Și apoi mă voi întoarce. And I will take you to be where I am. Și vă voi lua cu mine ca să fiți acolo unde sunt și eu. This is the main promise. Aceasta este făgăduința principală. Let's go to Acts chapter 1. Să mergem la Fapte capitolul 1. Acts chapter 1. Fapte capitolul 1. Here our Lord spoke with his disciples. Aici Domnul nostru a vorbit cu ucenicii săi. For 40 days. Timp de 40 de zile. About the kingdom of God. Despre împărăția lui Dumnezeu. Giving the final promise. Și a dat făgăduința ultimă. I baptize you in the Holy Spirit. Verse 4. Versetul 4. 4 și 5. Vă voi boteza, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. First remain in Jerusalem. Verse 4. Remain in Jerusalem. Versetul 4 le spune să rămână în Ierusalim. Until you receive the promise of the Father. Și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. And then in verse 5. Și apoi în versetul 5. That Christ will baptize us with the Holy Spirit. Este scris că Hristos ne va boteza cu Duhul Sfânt. But in verse 9. Dar în versetul 9. We read. Citim. You read verse 9. După ce a spus aceste lucruri, yes, pe când se uitau el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. And in verse 11. Și în versetul 11. This is wonderful. Și acest este un cuvânt minunat. Yes. Și acei îngeri au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. The same Jesus that was taken from you into heaven. Același Iisus care s-a ridicat dinaintea voastră la cer will come in the same way. Se va întoarce în același fel. As you have seen him going up. Așa cum l-ați văzut ridicându-se la cer. In Luke chapter 24. În Luca 24. Our Lord took the disciples right to Bethany. Domnul nostru i-a dus pe ucenici în Betania. And then he raised his hands and he blessed them. Apoi și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. And while he was blessing them. Și pe când îi binecuvânta. You can read from verse 49. Putem citi de la versetul 49 până la versetul 52. While he was blessing them. Pe când îi binecuvânta. Before their eyes he was taken to glory. El a fost ridicat la în slavă sub ochii lor. Therefore we can truly say the same Jesus. De aceea noi putem spune cu siguranță că același Iisus. Taken from you into heaven. Care a fost ridicat dinaintea lor la cer. He will come personally to take us home. El personal va veni ca să ne ducă acasă. I go to prepare the place. Mă duc să vă pregătesc un loc. Then I will return. Apoi mă voi întoarce. And take you to be where I am. Ca să fiți acolo unde sunt și eu. In Hebrews chapter 9. În Evrei capitolul 9. We also read about the return of our Lord and Savior. Citim despre revenirea Domnului și Mântuitorului nostru. In Hebrews chapter 9. În Evrei 9. Verse 28. Versetul 28. So Christ came the first time to offer his life for our sins. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, and unto them that look for him, he will come the second time without sin. Ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. The first time he came to redeem us. Prima dată el a venit ca să ne răscumpere. The second time he comes to take us to glory. A doua oară el vine ca să ne ducă în slavă. What a day that will be. Ce zi va fi aceea? When our Lord shall return. Când Domnul nostru se va întoarce. When 1 Thessalonians 4 will be fulfilled. Când 1 Tesaloniceni 4 se va împlini. 1 Thessalonians 4. 1 Tesaloniceni 4. From verse 13. De la versetul 13. To verse 18.
de la 14 la 18, we are told exactly what will happen. Ni se spune exact ce urmează să se întâmple. When our Lord will return. Când Domnul nostru se va întoarce. In verse 15 we read. În versetul 15 citim. For this we say unto you as the word of the Lord. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. As a direct thus says the Lord. Acesta este un așa vorbește Domnul. Not what Paul says, but the Lord says. Nu este ceea ce spune Pavel, ci ceea ce spune the Domnul. The true word of God. Adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. This we say unto you. Iată ce vă spunem. As the word of the Lord. Ca și cuvânt al Domnului. That we who are alive and remain unto the coming of the Lord. Că noi cei care vom rămâne până la venirea Domnului. Shall not prevent those who are asleep. Nu vom lua înaintea celor adormiți. And in verse 16. Și în versetul 16. For the Lord himself will come. Căci însuși Domnul va veni. And we shall with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God. Cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. And the dead shall rise first. Se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. And we who are alive shall be changed. Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi. And together we shall be taken. Vom fi transformați și împreună ne vom ridica la cer ca să întâmpinăm pe Domnul Dumnezeu. Beloved brothers and sisters in Christ. Iubiți frați și surori în Hristos. It is absolutely important. Este absolut important. To know the Lord personally. Să-l cunoaștem pe Domnul personal. It's not enough to belong to a church. Nu este suficient să aparținem unei biserici. We have to know our Lord and Savior. Noi trebuie să-l cunoaștem pe Domnul nostru. We have to know the will of God for this day. Noi trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru această zi. We must know the promise for this day. Noi trebuie să cunoaștem făgăduința pentru această zi. In the Old Testament. În Vechiul Testament. In the last six verses. În ultimele 6 versete. We find the final a promise. Găsim ultima făgăduință. In your Bibles we have four chapters in Malachi. În Maleahi, în Biblia noastră sunt 4 capitole. And it says the Lord himself speaking. Și acolo Domnul nostru însuși vorbește. I will send you Elijah the prophet. Iată vă voi trimite pe prorocul Ilie. Before the great and terrible day of the Lord comes. Înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. To know what the day of the Lord is. Ca să știm ce înseamnă ziua Domnului. You must read Isaiah chapter 13. Trebuie să citim Isaia capitolul 13. From verse 6. De la versetul 6. You must read in the prophet Joel. Trebuie să citim în prorocul Ioel. Sun will turn into darkness. Soarele se va întuneca. And the moon into blood. Și luna se va preface în sânge. Before the day of the Lord comes. Înainte să vină ziua Domnului. And then you must go to the first sermon. Și apoi trebuie să mergeți la prima predică. The apostle Peter preached on the day of Pentecost. Pe care a predicat apostolul Petru în ziua de In Acts chapter 2, în fapte 2, verse 20, versetul 20, he mentions a scripture from the Old Testament. El menționează acest text din Vechiul Testament. Sun will turn into darkness. Soarele se va întuneca. And the moon into blood. Și luna se va preface în sânge. Before the great day comes. Înainte să vină acea zi mare. So before sun turns into darkness. Deci înainte ca soarele să se întunece. Before moon loses its light and turns into blood. Înainte ca luna să-și piardă lumina ei și să se prefacă în sânge. Înainte să vină ziua Domnului. Before the judgments come upon the earth. Înainte ca judecățile să cadă peste pământ. God made a promise. Dumnezeu a dat o făgăduință. I will send you someone like Elijah the prophet. Vă voi trimite pe cineva ca prorocul Ilie. And our Lord confirmed it. Și Domnul nostru a confirmat-o. In the New Testament. În Noul Testament. In Matthew 17. În Matei 17. It was a very special experience. A fost o trăire deosebită. Our Lord took three disciples went to the Mount of Transfiguration. Domnul nostru a luat trei ucenici și s-a suit pe muntele schimbărilor. And the glory of God came down. Și slava lui Dumnezeu s-a coborât. The supernatural glory of God. Slava supranaturală a lui Dumnezeu. And the voice spoke from that supernatural light. Și din acea lumină supranaturală vocea a vorbit. This is my beloved son. Acesta este fiul meu prea iubit. Hear ye him. De el să ascultați. Please read both scriptures. Vă rog, citiți ambele texte. Matthew 3, 17. Matei 3 cu 17. And Matthew 17, verse 5.
Și Matei 17 cu 5. In Matthew 3. În Matei 3. This is my beloved son. Este scris: acesta este fiul meu preiubit. In whom I'm well pleased. În care îmi găsesc toată plăcerea. In Matthew 17. În Matei 17. This is my beloved son. Acesta este iubit preiubitul meu fiu. Hear ye him. De el să ascultați. Three words. Cele trei cuvinte. Don't hear anyone. Hear ye him. Nu ascultați de oricine, ascultați only de El. What he has to say. Doar ceea ce are El de spus. Only the word of God. Doar El are cuvântul lui Dumnezeu. Not any interpretation. Nicio interpretare. But in original word of God. Ci în cuvântul original al lui Dumnezeu. Hear ye him. De El să ascultați. And what did he say? Și ce a spus El? When they came from the mountain, când au coborât de pe munte, the disciples were asking, ucenicii au întrebat in verse 10, în versetul 10, why do the scribes say Elijah must first come? De ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Please hear ye him. Vă rog, ascultați ce zice El. What was his answer? Care a fost răspunsul Domnului? Surely Elijah shall first come. Sigur, trebuie să vină Ilie. And restore all things. Și să așeze din nou toate lucrurile. De El să ascultați. Luați răspunsul Lui. Not any man's interpretation. Nu interpretarea unui om. Take the answer from the lips of the Lord. Luați răspunsul de pe buzele Domnului. Truly Elijah shall first come. Adevărat că trebuie să vină Ilie. And restore all things. Și să așeze din nou toate lucrurile. If you read about the ministry of John the Baptist. Dacă citim despre slujba lui Ioan Botezător. You always read the word prepared. Este totdeauna în legătură cu cuvântul pregătire. In Isaiah 40 verse 3. În Isaia 40 cu 3. Prepare. Pregătiți. In Malachi 3 verse 1. În Maleahi 3 cu 1. Prepare. Pregătiți. In Mark chapter 1. În Marcu 1. Verse 2 and 3. Versetele 2 și 3. Prepare. Să pregătească. In Matthew 11. În Matei 11. Verse 10. Prepare. Versetul 10. Să pregătească. But when the ministry of the last prophet is to be happening. Dar când trebuie să aibă loc slujba ultimă, restore, restore. Avem de a face cu cuvântul așezare din nou, restituire. For instance, if there would come an earthquake. De exemplu, dacă ar avea loc un cutremur. And if this building would collapse. Și această clădire s-ar prăbuși. When it is rebuilt, it is restored. Când ea este reconstruită, ea este reașezată sau așezată din nou. And after the restoration, și după așezarea din nou, it would have the same measurements. Ar avea aceeași măsuri, aceleași măsuri. Everything would be the same as it was before. Totul ar fi la fel cum a fost înainte de prăbușire. So before the return of Christ. Deci înainte de revenirea lui Hristos. There is a time of restoration. Este un timp al așezării din nou. We must be restored to the original foundation. Noi trebuie să fim reașezați pe temeliile originale. As the Apostle Paul was writing, Apostolul Pavel a scris despre to the Corinthian church, bisericii din Corint. I laid the foundation with you. Eu am pus temelia. No other foundation can be laid. Și nicio altă temelie nu poate and fi pusă. Jesus Christ is this foundation. Și Iisus Hristos este această temelie. We are built upon the foundation of the apostles and prophets. Noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. So now before the return of Christ. Deci acum, înaintea de revenirea lui Hristos. All who belong to the New Testament church. Toți cei ce aparțin bisericii Noi Testamentare must be restored. Trebuie să fie reașezat. Where the church was at the very beginning. La starea în care a fost biserica chiar la început. Jesus Christ is Alpha and Omega. Iisus Hristos e Alfa și Omega. He is the first and the last. Cel dintâi și cel de pe urmă. He cannot change. El nu se poate schimba. And the word cannot change. Și cuvântul nu se poate all schimba. Things must be restored. Toate lucrurile trebuie să reașezate. Where they were at the very beginning. În starea în care au fost chiar la început. So please believe this promise. Vă rog, credeți această făgăduință. Before our Lord returns, înainte de revenirea Domnului nostru, there must be a time of restoration. Trebuie să fie un timp al așezării and din nou. Just as the Jews returned to the promised land. Și așa cum evreii se întorc în țara lor făgăduită, and the scriptures being fulfilled, și scripturile se împlinesc, that God would disperse them into all nations, că Dumnezeu îi va împrăștia în toate neamurile, but at the end of days, dar la sfârșitul
timpul lui. He will bring them back into the promised land. El îi va aduce înapoi în țara făgăduită. From 150 countries. Din 150 de țări. Jews return to the promised land. Evrei s-au întors în țara făgăduită. It's a fulfillment of Bible prophecy. Este o împlinire a făgăduinței Scripturii. We should learn from the fig tree. Noi trebuie să învățăm pilda de la smochine. Și deja în Vechiul Testament, in Amos chapter 9 verse 10, în Amos 9:10, God compares Israel with a fig tree. Domnul a comparat pe Israel cu un smochin. And especially in Luke chapter 21, și în special în Luca 21, when our Lord spoke about the end time signs, când Domnul a vorbit despre semnele timpului de sfârșit, he also spoke about the people of Israel. El a vorbit și despre poporul Israel. And here it says it's wonderful, it's important. Și acest lucru este important și e minunat. In Luke chapter 21, în Luca 21, in verse 29 we read, versetul 29 citim, and he spoke to them in a parable, behold the fig tree and all the other trees. Și le-a spus o pildă, vedeți mochinul și toți copacii. Israel and all the nations received their independence. Israelul și multe țări și-au primit independența. And if you read Hosea chapter 9 verse 10, și dacă citești Hosea 9:10, and all the other scriptures, și toate celelalte texte, and then our Lord said, și apoi Domnul nostru a spus, when you see this, când le veți vedea, it says in verse 30, în versetul 30, when they shall see and come forth and see this, then you know it's near, even at hand. Când înfrunzeți și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. When you shall see all these promises fulfilled. Când veți vedea împlinindu-se toate aceste păgăduințe. And in verse 31. Și în versetul 31. So also ye, when you see these things come to pass. Tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri. Know that the kingdom of God is at hand. Să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. And then our Lord even says in verse 32. Și apoi Domnul nostru spune în versetul 32. Verily I say unto you. Adevărat vă spun. We believe what he says. Noi credem ce spune el. We don't interpret. Noi nu interpretăm. We believe what he said. Noi credem ce spune el. When you see all these things come to pass. Când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri. Then you know. Atunci voi știți, voi știți. You don't dream, you don't guess. Nu visați, nu ghiciți. You know. Voi știți, voi știți. The time is near. Că timpul e aproape. It's at the door. E chiar la ușă. It can happen any moment. Se poate întâmpla în orice moment. So we are that generation. Noi suntem acea generație. That sees all these Bible prophecies. Care vede toate aceste prorocii biblice împlinite. And then our Lord says again, și apoi Domnul nostru spune din nou, verily I say unto you, adevărat vă spun, this generation shall not pass till all be fulfilled. Că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Heaven and earth shall pass away. Cerul și pământul vor trece. But my word shall not pass away. Dar cuvintele mele nu vor trece. Hear ye him. De el s-a ascultat. Hear what the word of God has to say. Ascultați ce are de Sfântul lui Dumnezeu. And to give you quickly a comparison. Și dacă vrem să facem repede o comparație. From the time of our Lord. Din timpul Domnului nostru. You know the scribes did not believe in the ministry of John the Baptist. Vă știți că cărturarii n-au crezut în slujba lui Ioan Botezătorul. There are two special verses. Sunt două texte deosebite. In Luke chapter 7. În Luca 7. In Luke chapter 7. În Luca 7. In verse 29 and 30. 29 și 30. And all the people, even the tax collectors, believed in him and were baptized by John. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. But now it comes. Dar apoi vine partea rea. But the Pharisees and the scribes rejected the counsel of God for themselves. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei.
and refused to be baptized. Neprimind botezul lui. Can you imagine? Vă puteți imagina? John the Baptist. Ioan Botezătorul. A man promised in the word of God. Un om făgăduit în cuvântul lui Dumnezeu. His ministry was part of the plan of salvation. Slujba lui era o parte din planul de mântuire. Coming to the Jordan preaching the gospel. A venit la Iordan predicând Evanghelia. Introducing Jesus Christ. Și l-a prezentat pe Iisus Hristos. And in Luke chapter 1 verse 16 and 17. Și în Luca 1, 17 și 16 și 17. To prepare a people for the Lord. Ca să pregătească un popor pentru Domnul. But the scribes and the Pharisees. Dar cărturarii și farisei. They rejected. They rejected. Ei au respins. Au respins. They continued in their own ways. Ei au continuat să meargă pe propriile lor căi. My brothers and sisters. Frații și surorile mele. Let all the Pharisees and scribes continue in their own ways. Lăsați pe toți cărturarii și farisei să meargă pe căile But lor. But please don't follow them. Dar vă rog, nu-i urmați pe ei. Don't hear what they have to say. Nu ascultați ce au ei de spus. Hear what God has to say. Ascultați ce are Dumnezeu de spus. Come to the word of God. Veniți la cuvântul lui Dumnezeu. Don't reject the counsel of God. Nu respingeți sfatul lui Dumnezeu. Because God is confirming his word. Pentru că Dumnezeu îl confirmă în cuvântul lui. So we go to Luke chapter 19. Mergem în Luca 19. I read the scripture to you. Vă citesc aceste texte. Because history is repeating again. Pentru că istoria se repetă. In Luke chapter 19. În Luca 19. Our Lord went to the mountain of Olives. Domnul nostru a urcat pe muntele măslinilor. And he looked over Jerusalem. Și a privit peste Ierusalim. And he began to weep. Și a început să plângă. Oh, he wept bitterly. Și a plâns cu amar. Looking all over Jerusalem. Și a privit peste întreg Ierusalim. You can read it yourself. O puteți citi dumneavoastră. Luke chapter 19. Luca 19. From verse 41. De la versetul 41. To verse 42. Până la versetul 42. And in verse 42 we read. Și în versetul 42 citim. Verse 42, saying if thou hast given them tribute taken to be. Read this verse, verse 42. Luca 19:42 și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. But they are hidden before you, hidden. Dar au fost ascunse de ochii voștri. They did not recognize the special time given to them. Ei nu au recunoscut timpul deosebit care le era dat. Beloved, can you imagine for one moment? Iubiților, vă puteți imagina un moment? 4000 years ago. Trecuseră 4000 de ani. From the first promise in Genesis 3:15. De la prima făgăduință din Geneza 3:15. When the Lord God made the first promise. Când Domnul Dumnezeu a dat prima făgăduință. To the last promise. Până la ultima făgăduință. That Christ the Savior would come. Că Hristos Mântuitorul va veni. And when he came, și când el a venit, John chapter 1, Ioan capitolul 1, he came to his own, a venit la ai săi, and his own received him not. Și ai săi nu l-au primit. It hurts. Acest lucru rănește. Our heart breaks. Ne rupe inima. He came to his own, a venit la ai săi, and his own received him not. Și ai săi nu l-au primit. They kept the Sabbath. Ei țineau sabatul. They had the services. Aveau serviciile religioase. They were bringing the sacrifices. Aduceau jerfe. They were religious. Erau religioși. They were singing the songs. Cântau psalmii. But not recognizing the day of God. Dar n-au recunoscut ziua lui Dumnezeu. Not realizing that Bible prophecies are being fulfilled. Nu-și dădeau seama că prorocia biblică se împlinea sub ochii lor. Zechariah 9 verse 9 was fulfilled. Zaharia 9:9 s-a împlinit. Blessed be he that comes in the name of the Lord. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. The disciples were singing. Ucenicii cântau. And they were rejoicing. Și se bucurau. Blessed be he that comes in the name of the Lord. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. But the scribes and the Pharisees. Dar cărturarii și fariseinii. This is the big problem. Aceasta e mereu marea problemă. Even today, chiar și astăzi. Every preacher thinks he's right. Fiecare predicator crede că are dreptate. Every church we are right. Fiecare biserică spune noi avem dreptate. But we go back here, hear him.
Dar noi ne întoarcem la acest cuvânt, de el s-a ascultat. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos, Domnul nostru, a spus: dacă credeți în mine, așa cum spune Scriptura. Așa cum spune Scriptura. Nu cum spune biserica. So let us quickly in a few minutes summarize what we try to say. Să facem un rezumat al lucrurilor care le-am spus. This is God's special time. Acesta este un timp deosebit al lui Dumnezeu. This is the last generation. Aceasta este ultima generație. Before the return of Christ. Dinaintea revenirii lui Hristos. We don't know the day or the hour. Noi nu știm ziua sau ora. We don't know the time. Nu cunoaștem timpul. But as we read in Luke 21. Dar așa cum citit în Luca 21. When our Lord spoke about the signs of the end time. Când Domnul nostru a vorbit despre semnele din timpul sfârșitului. Also in Matthew 24. La fel și în Matei 24. In Mark 13. În Marcu 13. But also in Luke 21. Și cum am spus în Luca 21. Three times our Lord made this statement. De trei ori a spus Domnul nostru. When you see all these things come to pass. Când veți vedea aceste lucruri întâmplând. Then you know. Atunci voi știți. You know the time is near. Voi știți că timpul este aproape. It's right at the door. Este chiar la ușă. So what is happening now? Ce se întâmplă acum? What is in the plan of God? Ce are Dumnezeu un plan? As we have said to you. Așa cum v-am spus. John the Baptist was a promised prophet. Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit. His ministry was part of the plan of salvation. Slujba lui a fost o parte a planului de mântuire. To prepare the Old Testament believers to the New Testament children of God. Ca să pregătească pe cei din Vechiul Testament, părinților Vechiului Testament, și să le întoarcă inima spre copiii Noului Testament. Luke 16, 16. Luca 16:16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. And from that time the kingdom of God was being preached. Și de atunci împărăția se propovăduiește. And all who believed John the Baptist. Și toți care l-au crezut pe Ioan Botezătorul. Jesus Christ. L-au crezut pe Iisus Hristos. Because John said. Pentru că Ioan a spus. I baptize you with water. Eu vă botez cu apă. But he that comes after me. Dar cel ce vine după mine. He will baptize you with the Holy Ghost and fire. Vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. I have to come to the point. Eu trebuie să ajung la punctul principal. If I would not tell you what is in the plan of salvation. Dacă eu nu v-aș spune ce este scris în planul lui Dumnezeu. I should stay home. Mai bine stăteam acasă. If you're over 80, you don't need to travel anymore. Când ai peste 80 de ani, nu e nevoie să călătorești prea mult. But I'm asking you with a love. With love in my heart. Și eu vă întreb cu dragoste în inima mea. Do you know the promise for this day? Cunoașteți voi făgăduința lui Dumnezeu pentru această zi? Are you believing what our Lord said? Credeți voi ce a spus Domnul nostru? Even the promise I will send you someone like Elijah. Fiind vorba de făgăduința, vă voi trimite un proroc ca Ilie. What did Elijah do? Ce a făcut Ilie? If you go to 1 Kings. Dacă mergem în 1 Împărați. You read from chapter 12 to 18. Citim din capitolele 12 la 18. The Israelites were walking in different directions. Israeliții mergeau pe căile lor. Some were following the Baal priests. Unii mergeau după preoții lui Baal. Some the Asherah priests. Alții după preoții Astartei. Some were walking to the mountains of Ephraim. Unii mergeau și se închinau pe muntele lui Efraim. Building their own altar. Și și-au făcut propriile lor altare. Not returning to Jerusalem anymore. Dar nu se mai întorceau la Ierusalim. Misleading the people in every way. Și oamenii erau călăuziți greșit în toate direcțiile. At such a time God sent Elijah. Într-un asemenea timp a trimis Dumnezeu pe Ilie. And he called the people together. Și el a chemat poporul împreună. On Mount Carmel. Pe muntele Carmel. And he rebuilt the altar of the Lord. Și el a rezidit altarul lui Dumnezeu. He took the 12 stones according to the 12 tribes. A luat cele 12 pietre după cele 12 seminții. And he rebuilt the altar of the Lord. Și a rezidit altarul lui Dumnezeu. And he put the sacrifice on the altar. Și a pus jertfa pe altar. And he put water on the sacrifice. A turnat apă peste jertfă. And the people were all around him. Și tot poporul era în jurul lui. And he said, how long will you move into different directions? Și Ilie a spus, până când vă veți șchiopăta de ambele picioare? If the Lord is God, follow him. Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați-l pe Domnul. And then he prayed. Și apoi s-a rugat.
Lord God, Doamne Dumnezeule, let it be manifested today. Lasă să se știe astăzi. That you are the only true God. Că tu ești singurul Dumnezeu adevărat. And I'm your servant. Și eu sunt slujitorul tău. And that I've done all this according to your word. Și am făcut toate aceste lucruri conform cuvântului tău. And the Bible says. Și Biblia spune. In 1 Kings chapter 18. În 1 Împărați 18. Verse 37. Versetul 37. That the Lord turned all the hearts back to himself. Și Domnul a întors inimile poporului la el însuși. They saw the confirmation of God in the sacrifice. Ei au văzut confirmarea pe care a dat-o Dumnezeu peste și acea jertfă. And the hearts returned to God. Și inimile au fost întoarse la Dumnezeu. So if the Lord makes it like that, dacă Dumnezeu face o făgăduință ca aceasta, someone like Elijah would come, că cineva ca Ilie va veni, a prophet, un proroc, not an evangelist, nu un evanghelist. There are many evangelists, sunt mulți evangeliști. There are many charismatic people, sunt mulți oameni carismatici. Yes, and many I know personally. Eu pe mulți îi cunosc. But a prophet, dar un proroc, the word of God comes to the prophet. Cuvântul lui Dumnezeu vine doar la proroci. The prophet sees visions. Prorocii văd viziuni. The prophet is in direct connection, contact with the Lord God. Un proroc este în legătură directă cu Dumnezeu. So it has pleased our God. Și așa a plăcut Dumnezeului nostru. To call Brother Branham in our time. Să-l cheme pe fratele Branham în timpul nostru. And you know, I'm always astonished again and again. Și eu mereu sunt foarte mirat. If people have never heard of what God has done in our time. Despre faptul că oamenii nu cunosc ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Never have heard that God has sent a prophet to confirm his promised word. Ei n-au auzit niciodată că Dumnezeu a trimis un proroc care ca să confirme cuvântul lui. God made the promise. Dumnezeu a dat făgăduința. He fulfilled the promise. Și el a împlinit făgăduința. And I just mention a few things. Și voi menționa doar câteva lucruri. I have to do this. Eu trebuie să fac acest lucru. I'm in the kingdom of God for over 65 years. Sunt în împărăția lui Dumnezeu de peste 65 de ani. By the grace of God. Prin harul lui Dumnezeu. I had a number of wonderful experiences. Am avut un număr de trăiri cu Dumnezeu. But just to share with you what God has done. Dar vreau să împărtășesc cu voi ceea ce a făcut Dumnezeu. Our brother William Branham, fratele nostru William Branham, was a simple Baptist minister. Era un simplu slujitor baptist. He belonged to the same Baptist church. Aparținea aceleași biserici baptiste. That Billy Graham belonged to. Din care aparținea și Billy Graham. To the same denomination. Din aceeași denominație. And then came a special day in his life. Și apoi a venit o zi deosebită în viața lui. When he had his first ten meetings. Când a avut prima adunare într-un cort. And God has blessed in such a mighty way. Și Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod puternic. That a few hundred, about 300, când aproape 300, were ready to be baptized. Au fost gata să se lase botezați. So they all went after the last service. Și după ultimul serviciu toți s-au dus. They went to the Ohio River. S-au dus la fluviul Ohio. And then about 4,000 people in total, about. Și împreună cu toți erau 4,000 de oameni. And when Brother Branham was about to baptize a 17th person, și când fratele Branham era pe cale să boteze a 17-a persoană, something happened. Ceva s-a întâmplat. He just heard the voice. El a auzit o voce. Look up. Privește în sus. And heard the voice a second time. Și a auzit a doua oară vocea. Privește în sus. And when he looked up, și când s-a uitat în sus, there was the supernatural light. Venea de sus o lumină supranaturală. Coming down. Ea cobora. Visible for every person present. Vizibilă pentru toate persoanele prezente. Vizibilă pentru toți necredincioși, oameni din presă, pentru toți a fost vizibilă. Mulți oameni au căzut în genunchi să se roage. Unii au leșinat. And the voice from the supernatural light said these words. Și vocea din acea lumină supranaturală a spus. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos. You are given the message. Așa ți-e dat ție un mesaj. That will forerun the second coming of Christ. Care va premerge a doua venire a lui Hristos.
Hristos. I have personally seen people. Eu am personal am văzut oameni. In April 1966. În aprilie 1966. Who were present in June 1933. Care au fost prezenți atunci în iunie 1933. When this great event took place. Când acest mare eveniment a avut loc. I'm just mentioning a few things which are necessary. Eu menționez câteva lucruri care sunt necesare. So that you will understand. Ca voi să înțelegeți. God has fulfilled his promise. Dumnezeu a împlinit făgăduința lui. Before sun turns into dark. Înainte ca soarele să se întunece. Before moon turns into blood. Înainte ca luna să se prefacă în sânge. At the end of the time of grace. La sfârșitul timpului de har. And if you go to Isaiah 49. Și dacă mergem la Isaia 49. This is salvation. Aceasta este ziua mântuirii. If you go to 2 Corinthians 6. Dacă mergem la 2 Corinteni 6. This is the day of salvation. Aceasta este ziua mântuirii. But after this. Dar după această zi. Will be the day of the Lord. Va fi ziua Domnului. So at the end of the day of salvation. Deci la sfârșitul zilei mântuirii. At the end of the time of grace. La sfârșitul timpului de har. God has sent a prophet. Dumnezeu a trimis un proroc. To restore all things. Ca să reașeze din nou toate lucrurile. To bring us back to the original foundation. Ca să ne aducă înapoi la temeliile originare. I just mentioned these things in very brief form. Am menționat aceste lucruri pe scurt. All the churches believe that God exists in three different persons. Toate bisericile cred că Dumnezeu există în trei persoane diferite. They go back to the year 325. Ei se întorc cu toții la anul 325. When the Nicene Creed was actually put into order. Când crezul de la Nicea a fost emis. But I don't go back to Nicaea. Dar eu nu mă întorc la crezul de la Nicea. I cannot go back to Chalcedon. Eu nu mă întorc la crezul care a dat la fost la Chalcedon. I cannot go to the 325 council. Eu nu mă pot întoarce la sinodul din 325. I cannot go to the council 381. Nu mă pot întoarce la sinodul din 381. That's not for me. Aceasta nu e pentru That's mine. For the churches. Aceasta e pentru biserici. Not for me. Dar nu pentru mine. I must go back to what Peter preached. Eu trebuie să mă întorc la ce a predicat Petru. James preached. Ce a predicat Iacob. What John preached. Ce a predicat Ioan. What Paul preached. Ce a predicat Pavel. Not what Arius preached. Nu ce a predicat Arius. Sau Atanasius. Or Augustine. Sau Augustin. I don't interest in them. Nu mă interesează. I must go back to the original. Eu trebuie să mă întorc la original. To the true foundation. La adevărata temelie. So it has taken the ministry of a prophet. De aceea a fost necesară slujba unui proroc. To take us back to the original teaching. Ca să ne întoarcă la învățăturile originale. Not three eternal. Nu sunt trei originali, trei veșnici. But one eternal. Ci unul singur veșnic. Manifesting himself in heaven. Care s-a descoperit în cer, as our Father, ca Tatăl nostru, in Christ, in his only begotten Son, care s-a descoperit în Iisus Hristos, singurul Fiu născut, Emmanuel, God with us, Emmanuel, Dumnezeu cu noi, living in us by the Holy Spirit, același Dumnezeu trăiește în noi prin Duhul Sfânt, God above us, Dumnezeu deasupra noastră, the same God with us, același Dumnezeu cu noi, the same God in us, același Dumnezeu în noi. Three manifestations of the same God. Trei descoperiri ale aceluiași Dumnezeu. To accomplish his own plan of salvation. Ca să împlinească propriul său plan de mântuire. I could say a number of things. Aș putea spune câteva lucruri. But I want you to understand. Dar vreau ca voi să înțelegeți. We cannot be in wrong teachings. Noi nu putem să rămânem în învățături greșite. Până la venirea lui Hristos. Let me say this with divine authority. Dați-mi voie să vă spun cu autoritate divină. According to Ephesians chapter 1. Conform Efeseni capitolul 1. Versetul 13. After we hear the word of truth. După ce am auzit cuvântul adevărului. We shall be sealed by the Holy Spirit of promise. Vom fi pecetuiți cu Duhul Sfânt făgăduit. First we must hear the word of truth. Mai întâi trebuie să auzim cuvântul adevărului. God will never seal an error. Dumnezeu nu va pecetlui niciodată o eroare. God is never in confusion. Dumnezeu nu este în nicio confuzie. God is in his word. Dumnezeu e numai în cuvântul lui. And his word is the only truth. Și cuvântul lui e singurul adevăr. John 17:17. Ioan 17:17. Sanctify them in the truth. Sfințește-i în adevăr. Thy word is the truth. Cuvântul tău este adevărul. But all the churches believe in the Trinity. Dar toate bisericile cred într-o Sfântă Treime. The word Trinity is not in the Bible. Iar
Trinitate sau Sfânta Treime nu e scris în Biblie. The triune God is not in the Bible. Cuvântul Dumnezeu triunic nu este în Biblie. God the Son is not in the Bible. Dumnezeu Fiul nu se găsește în Biblie. God the Holy Ghost is not in the Bible. Dumnezeu Duhul Sfânt nu este scris niciodată în Biblie. Only the Son of God. Doar Fiul lui Dumnezeu. Or the Spirit of God. Sau Duhul lui Dumnezeu. But never making it a second or third person. Dar niciodată făcând din ea a doua sau a treia persoană. 14 times the apostle Paul was writing. De 14 ori a spus Pavel. From Romans chapter 1. De la Romani 1. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Never one time using the term God the Son. Niciodată nu a folosit noțiunea Dumnezeu Fiul. Never one time using the term God the Holy Spirit. Nu a folosit niciodată noțiunea Dumnezeu Fiul. Not one time, not one time. Nici măcar o dată. În această carte. Why do I say this? De ce vă spun acest lucru? All churches are kept in this creed. Toate bisericile sunt ținute captive în acest cred. Dar acesta e timpul lui Dumnezeu. Come out from the Babylonian captivity. Ieșiți din robia babiloniană. Martin Luther has written a book. Martin Luther a scris o carte. About the Babylonian captivity. Despre robia babiloniană. And this is the right time. Și acesta este timpul potrivit. To tell the people. Ca să spunem oamenilor. That that time of Babylonian captivity is finished. Că timpul robiei babilonene s-a încheiat. The Spirit of God rests upon us. Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi. To preach deliverance to all who believe the word of God. Ca să predicăm eliberarea tuturor celor ce cred în cuvântul lui Dumnezeu. Don't remain in the Babylonian captivity. Nu rămâneți în robia babiloniană. Don't believe in the teachings in Rome. Nu credeți în învățăturile de la Roma. Come back to the word which came from Jerusalem. Veniți la cuvântul care a ieșit din Ierusalim. Isaiah chapter 2. Isaia 2. The word of God will come from Jerusalem. Cuvântul lui Dumnezeu va ieși din Ierusalim. And the teaching from Mount Zion. Și învățătura de pe muntele Sion. God started in Jerusalem. Dumnezeu a început în Ierusalim. Not in Rome. Nu la Roma. So back to Jerusalem. Deci înapoi la Ierusalim. Back to the original beginning. Înapoi la începutul original. The first and the last. Prima și ultima predică must be the same. Trebuie să fie la fel. The first and the last baptism. Primul și ultimul botez must be the same. Trebuie să fie la fel. We cannot stay out, we must come back in. Noi nu trebuie să stăm în afară, noi trebuie să fim înăuntru în cuvântul lui Dumnezeu. And just one more very important subject. Și încă un subiect foarte important. About baptism. Despre botez. All the churches. Toate bisericile use a formula in the name of the Father, Son and Holy. Folosesc la botez formula în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Not one time is it used in the Bible. Nici măcar o dată nu a fost folosită această formulă în Biblie. Not one time. Nici măcar o dată. What did our Lord say? Ce a spus Domnul nostru? You must go from Matthew 28. Trebuie să mergeți de la Matei 28 to Mark 16. La Marcu 16. And from Mark 16. Și de la Marcu 16. You must go 24. La Luca 24. And from Luke 24. Și de la Luca 24. You must go to John chapter 20. Trebuie să mergeți la Ioan 20. To have a complete understanding of the last commission. Ca să avem o înțelegere deplină a ultimei trimiteri. So in Matthew 28. În Matei 28. Our Lord gave the commission. Domnul nostru a dat trimiterea. To go into all the world. Să mergem în toată lumea, to teach all nations, să învățăm toate neamurile, baptizing them into the name, și să-i botezăm în numele, la singular. Into the name. În numele. But what is the name? Dar care e acest nume? God is our Father. Dumnezeu este Tatăl nostru. But we pray. Dar noi ne rugăm. Hallowed be thy name. Sfințească-se numele what tău. What is the name? Care este numele? We are commissioned to baptize into the name. Noi suntem trimiși să botezăm în numele. God revealed himself as Father, Son and Holy Ghost. Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. But we are to baptize into that New Testament covenant name. Dar noi trebuie să botezăm în numele de legământ nou testamentar. You shall call his name Emmanuel. Îi vei pune numele Emanuel. Isaiah chapter 7 verse 14. Isaia 7, 14. If you go to Luke chapter 1. Dacă mergem în Luca 1. You shall call his name Jesus. Îi vei pune numele Iisus. Emmanuel, Jesus, God manifested in the flesh. Emanuel, Iisus, Dumnezeu cu noi, so we need divine revelation. Noi avem nevoie de descoperire divină. And we must come back to the word of God. Și noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. What did the apostle Peter say?
Ce a spus apostolul Petru? On the day of Pentecost. În ziua de Rusalii. In Acts chapter 2. În Fapte 2. Repent every one of you. Pocăiți-vă. And be baptized in the name of Jesus Christ. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. What did Philippus preach? Ce a predicat Filip? In Samaria. În Samaria. In chapter 8 of Acts chapter 8. În Fapte capitolul 8. They all were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Toți au fost botezați în numele lui Iisus Hristos. Acts chapter 8 verse 16. Fapte 8 cu 16. When Peter preached in the house of Cornelius. Când Petru a predicat în casa lui Corneliu. In Acts chapter 10. În Fapte 10. Verse 48. Versetul 48. They were all baptized in the name of Jesus Christ. Toți au fost botezați în numele lui Iisus Hristos. When the apostle Paul preached in Ephesus, când apostolul Pavel a predicat în Efes, there came some disciples of John. Erau acolo niște ucenici al lui Ioan. And when they heard the true preachings of Jesus Christ, și când ei au auzit predicarea adevărată despre Iisus Hristos, they were all baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Cu toți au fost botezați în numele lui Iisus Hristos. One Lord, one faith, one baptism. Un Domn, o credință, un botez. So now before the return. Deci acum înaintea revenirii lui Hristos. We must come out from all the things which are not according to the Bible mentioned. Noi trebuie să ieșim din toate lucrurile care nu sunt conform modelului biblic. Everything that was done in Bible days. Tot ceea ce a fost făcut în zilele Bibliei. Was done in the name of the Lord Jesus Christ. Toate au fost făcute în numele Domnului Iisus Hristos. I repeat. O repet. God is one God. Dumnezeu este un unic Dumnezeu. He is our Father in heaven. El este Tatăl nostru din ceruri. He manifested himself in Jesus Christ. El s-a descoperit în Iisus Hristos. Who said, if you see me, you see the Father. El a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. I am the Father are one. Eu și Tatăl una suntem. Different manifestations. Descoperiri diferite. But the same God. Dar același Dumnezeu. As I said before. Așa cum am spus înainte. God above. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Trei manifestări personale ale aceluiași Dumnezeu. Și când ajungem la botez, toți din timpurile apostolilor au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Because that is a New Testament covenant. Pentru că acesta este numele de legământ nou testamental. In the Hebrew language we read, în limba ebraică citim, you shall call his name Yahshua Mashiach. Îi vei pune numele Yahshua Mashiach. Yahshua. Yahshua. Yahweh, the Old Testament, is Yahshua of the New Testament. Yahweh, al Vechiului Testament, este Iisus al Noului Testament. The same yesterday, today and forever. Același ieri, astăzi și în veci. We've written a few brochures. Noi am scris câteva broșuri. And I'm writing a new brochure at this time. Și chiar în aceste zile scriu o nouă broșură. To emphasize once more the Bible teaching. Accentuez încă o dată adevărurile și învățăturile biblice. Să ajut poporul lui Dumnezeu. To recognize what the Lord is doing now. Să recunoască ceea ce face Dumnezeu acum. Let us try to summarize what we say here today. Făcând astăzi un rezumat al lucrurilor pe care le-am spus. This is the most important time in the history of the New Testament church. Acesta este cel mai important timp în istoria bisericii nou testamentare. Since the time of Reformation. Din vremea reformei. There was revival after revival. Până acum au fost foarte multe treziri. There was a Lutheran revival. A fost trezirea luterană. And there were many others who were used of God. Și au fost mulți oameni care au fost folosiți de Dumnezeu. There was Calvin and Zwingli. A fost Calvin și Zwingli. There was a Jan Hus in Prague. A fost Jan Hus în Praga. There were many brothers in different countries. Au fost mulți frați în diferite țări. And then after the Reformation. Și apoi după reformă. There was a Methodist revival. A avut loc reforma metodistă. The Baptist revival. Apoi reforma trezirea baptistă. A fost trezirea armatei calvinistă. Trezirea menonită. Just revival after revival. Au fost treziri una după alta. Coming closer and closer to the original teaching. Prin care s-a adus din ce în ce mai aproape de învățăturile originale. I say this with a very heavy heart. Dar spun cu o inimă grea. They all preached the gospel. Toți predicau Evanghelia. But they remained in the teachings of Rome.
dar au rămas în învățăturile Romei. They remained in the Trinity teaching. Au rămas în învățătura trinitară. In the Trinity baptism. Au rămas în botezul trinitar. Let me say this again. Dați-mi voie să o spun din nou. Nobody can be sealed by this Holy Spirit of truth. Nimeni nu poate fi pecetuit cu Duhul adevărului. If you are in an error. Dacă este într-o greșeală, God will never seal an error. Dumnezeu nu va pecetui niciodată o eroare. Ye, my people, come out from among them. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor. And be separate, says the Lord. Și despărtiți-vă de ei, zice Domnul. And I will receive you. Și eu vă voi primi. And you shall be my sons and my daughters. Și voi veți fi fiii și fiicele mele. And I will be your God. Și eu voi fi Dumnezeul vostru. I don't come to you as a charismatic man. Eu n-am venit aici ca o personalitate carismatică. I come to you by a divine commission. Eu vin aici cu o trimitere divină. On April the 2nd, 1962, pe 2 aprilie 1962, I heard the voice of the Lord, am auzit vocea Domnului, like you hear my voice, așa cum auziți voi acum like vocea my mea, voice, așa cum auziți vocea mea, ears, am auzit cu aceste urechi, am căzut la pământ, in the German language, și Domnul mi-a zis în limba germană, it was early in the morning, era dimineața, the sun was not yet up. Nu răsărise încă soarele. I went to the window. M-am dus la fereastră. And I looked out. Și am privit afară. The sun was not yet up. Noaptea trecuse, dar ziua nu, soarele nu răsărise. But the night was over. Noaptea trecuse. And I came back into the room. M-am întors în mijlocul camerei. Had a short prayer. Am făcut o rugăciune scurtă. Committing the day to the Lord. Am încredințat ziua Domnului. And when I was looking after the prayer. Și după rugăciune, după ce m-am uitat, I was looking towards the window. Mă uitam spre fereastră. And from up, but from the right came the voice of the Lord. Și de sus, din dreapta, a venit vocea Domnului. My servant, your time for this city will soon be over. Slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. I will send you to other cities to preach my word. Te voi trimite în alte orașe să predici cuvântul meu. That is as true as every word in this book. Aceste cuvinte sunt la fel ca orice cuvânt din With Biblie. One blow, I was on the cup. Ca dintr-o lovitură am căzut la podea. You can never, never imagine, never. Niciodată nu vă puteți imagina. There are no words explain it. Nu sunt cuvinte să explici. But the voice of the Lord God Almighty. Dar vocea Domnului Dumnezeu Atotputernic. All your bones. Îți trece prin măduva oaselor. It's final. It's an authority. Este autoritate finală. Just as if the Lord would say, let there be light, and there's light. Așa cum Domnul a spus să fie lumină și a fost lumină. And you can imagine. Și vă puteți imagina. From that day. Din acea zi. I dedicated my life to the Lord. Mi-am dedicat viața Domnului. Now I look back to all these years. Și acum mă uit în urmă la toți acești ani. Having been to over 150 countries. Am fost peste 150 de țări. Preached over 8,000 sermons. Am predicat peste 8,000 de predici. Even now in the last 2 months. Și în ultimele 2 luni. Being in the Persian Gulf countries. Am fost în țările din Golful Persic. Abu Dhabi and Dubai. Abu Dhabi, Dubai. Then also in Pakistan. Și apoi am fost în Pakistan. Muslim countries. În țări musulmane. But God has opened the doors. Dar Dumnezeu e cel care deschide ușile. Because the original gospel of Jesus Christ. Pentru că Evanghelia originală a lui Iisus Hristos. Must be preached to all nations. Trebuie predicată tuturor neamurilor. Și apoi va veni sfârșitul. So, beloved brothers and sisters. Așa că iubiți frați și surori. I'm not here to waste your time. Eu nu sunt aici să vă risipesc timpul vostru. But I want you to understand. Dar vreau ca voi să înțelegeți. It's not Brother Frank. Nu e fratele Frank. It's not Brother Branham. Nu e fratele Branham. It's not Brother Paul. Nu e fratele Pavel. It's not Brother Peter. Nu e fratele Petru. It's the Lord God who shared His word with us. Este Domnul Dumnezeu care împărtășește cuvântul lui and cu noi. And blessed are your ears. Și binecuvântate sunt urechile voastre. Pentru că aud what the Lord has to say. Ceea ce are de spus Domnul. 7 times in Revelation 2 and 3. De 7 ori în Apocalipsa 2 și 3. Whosoever has an ear. Este scris cine are urechi de auzit. Let him hear what the Spirit says unto the church. Să audă ce are de spus bisericilor Duhul. I have to say these things. Eu trebuie să vă spun aceste lucruri. And I believe the time is very near. Și eu cred că este timpul foarte aproape. The return of our Lord is imminent. Și revenirea Domnului este iminentă. I could share with you a number of wonderful experiences. Aș putea să vă spun multe trăiri deosebite. I preached the word of God since 1952. Am predicat cuvântul lui Dumnezeu începând cu anul 1952. In 1955. Fratele Branham a avut adunări în Germania și în Elveția. I saw Bible days. Eu am văzut zilele biblice. I saw blind people receive their sight. Am văzut orbi din naștere care și-au primit vederea. I saw the ministry of Jesus Christ repeat. Am văzut repetându-se slujba lui Iisus Hristos. For 5 days of meetings. În 5 zile de întâlniri.
About 8,000-9,000 people were gathered. S-au adunat 8,000-9,000 de oameni. In every service after the end of the preaching. În fiecare, la sfârșitul fiecărei predici. Brother Branham called the sinners to repentance. Îi chema, fratele Branham îi chema pe păcătoși să se pocăiască. And then he prayed for the sick. Și apoi se ruga pentru bolnavi. On the platform. Pe platformă. Sometimes 15, sometimes 20 or so. Și veneau în rândul de rugăciune 15-20 de persoane. And for every person, Brother Branham prayed, și pentru fiecare persoană pentru care se ruga fratele Branham, Dumnezeu îi arăta o viziune. He saw who the person is, vedea cine este acea persoană, where they come from, de unde vine, what their sickness is, care este boala lor. I tell you, vă spun, I've seen Bible days, eu am văzut zilele biblice. We just wept. Noi toți am plâns. We just praised God. L-am lăudat pe Dumnezeu. It's one thing to read Jesus Christ is the same. Este un lucru să citești Iisus Hristos este același. But it's something else to see it. Dar este cu totul altceva să le vezi. So he could tell his sister, you come from Hamburg. Putea să spune unei surori, tu vii din Hamburg. He could tell her, you're a nurse in a hospital. Tu ești o asistentă într-un spital. He could tell her, brother, you come from Berlin. Putea să spună unui frate, tu ești din Berlin. And especially the girl who was born blind. Și în special fetița care s-a născut, care era oarbă din naștere. The parents came from Switzerland. Părinții ei veneau din Elveția. And brother Branham saw in a vision. Și fratele Branham a văzut într-o viziune. Who they are, where they come from. Cine erau ei, de unde veneau ei. And they just pronounced this girl to be healed. Și el doar a pronunțat această fetiță să fie vindecată. About 12 years old. Avea cam 12 ani. Ran across the platform. Și a fugit pe platformă. And brother Branham said, și fratele Branham a spus, come back and put your finger on my nose. Întoarce-te și pune degetul tău pe nasul meu. That all might know that you can say. Ca tot să vadă că tu vezi. And the girl came back and put her. Și ea s-a întors și a pus degetul pe nasul fratelui Branham. We just praised God. Noi l-am lăudat pe Dumnezeu. We had seen Bible. Noi am văzut zilele biblice. But in 1958, dar în 1958, I came to know about the purpose of Brother Branham's ministry. Am văzut scopul slujbei fratelui Branham. I came to know about his divine commission. Am aflat despre trimiterea lui divină. And then especially since 1962, și în special începând cu 1962, I had to dedicate my life to the Lord. A trebuit să-mi dedic viața Domnului. Just to serve the Lord, to preach the word of God. Slujindu-L pe Dumnezeu și predicând cuvântul Lui. And the main subject is the return of Christ. Și subiectul principal este întotdeauna revenirea lui Hristos. The calling out of the true believers. Chemarea afară a adevăraților credincioși. The restoration of all things. Așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Being prepared for the return of Christ. Să fim pregătiți pentru revenirea lui Hristos. Because in Matthew 25, pentru că în Matei 25, from verse 1 is the final message. De la versetul 1 este mesajul final. Behold, the bridegroom comes. Iată vine mirele. Go ye out to meet. Ieșiți în întâmpinare. We must come out from all denominations. Noi trebuie să ieșim din toate denominațiile. We must forsake all unscriptural teaching. Noi trebuie să dăm uitării toate învățăturile nebiblice. To meet the bridegroom, we must be the bride of Christ. Ca să le putem întâlni pe mirele, noi trebuie să fim mireasa lui Hristos. And in Revelation 19 verse 7. Și în Apocalipsa 19:7. And this bride is made herself. Este scris și mireasa lui s-a pregătit. In Revelation 22. În Apocalipsa 22. And the spirit and the bride say come. Și Duhul și mireasa zic vino. Finally the bride is so connected with the Holy Spirit. La sfârșit mireasa este așa în legătură cu Duhul Sfânt. And then we are seen by the Holy Spirit. Și apoi suntem pecetuiți cu Duhul Sfânt. No one will be in the first resurrection. Nimeni nu va putea fi în prima înviere without being seen by the Holy Spirit. Fără să fie pecetuit cu Duhul Sfânt. And therefore we have to say this. De aceea noi trebuie să spunem acest lucru. Not to put you to be a bit under pressure. Yes, no. Nu ca să vă punem sub presiune, but to make sure, dar ca să fim siguri, that you will be in the rapture, că voi veți fi la răpire, that you will be ready, că voi veți fi gata for the return of Christ, pentru revenirea lui Hristos. And as it is in the natural, și așa cum e în partea naturală, if a marriage is announced, dacă este anunțată o nuntă, only the bride prepares, doar mireasa se pregătește, because she has the promise, pentru că ea are făgăduința. So it is in the spiritual. La fel este în
domeniul duhovnicesc. Doar cei ce fac parte din mireasa lui Hristos, ei se pregătesc, pentru că ei iau făgăduința. La fel cum e în partea naturală. Un bărbat face o făgăduință unei femei, ea crede făgăduința și ea privește spre ziua. Tu crezi făgăduința lui Dumnezeu pentru această zi? Tu ești mireasa lui Hristos and you wait for the moment și tu aștepți momentul când noi vom fi împreună. And therefore the scripture says, și de aceea spune Scriptura, our Lord himself, Domnul nostru o spune in Matthew 25, în Matei 25, verse 10, versetul 10, they that were ready, cele ce erau gata went into the marriage, au intrat în odaia de nuntă and the door was closed. Și ușa s-a închis. I want you to be ready. Eu vreau ca voi să fiți gata. I want you to be in the bride of Christ. Eu vreau ca voi să faceți parte din mireasa lui Hristos. I cannot compromise. Eu nu pot să fac un compromis. Light is light, darkness is darkness. Lumina e lumină, întuneric e întuneric. You understand? Înțelegeți? Truth is truth. Adevărul este adevăr. Error is error. Eroarea este eroare. And we believe the true word of God. Și noi credem adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. And we're sanctified in the word of God. Și suntem sfințiți în cuvântul lui Dumnezeu. And if I were you, și dacă aș fi în locul vostru, I would not discuss, n-aș mai sta la vorbă, I would just believe, doar aș crede. And I would take the next opportunity, și aș profita de următoarea ocazie to be scripturally baptized, ca să fiu botezat în mod biblic, in the name of the Lord Jesus Christ, în numele Domnului Iisus Hristos, as the only true baptism, care este singurul botez biblic. Ephesians chapter 4, Efeseni capitolul 4, verse 5. Versetul 5. One faith, o credință, one Lord, un domn, one baptism, un botez, one God revealing himself, un Dumnezeu descoperindu-se, Father and the Son and by the Holy Spirit, ca Tatăl, Fiul și prin Duhul Sfânt, in the name of the Lord Jesus Christ, în numele Domnului Iisus Hristos, New Testament covenant name, numele de legământ nou testament. Put off the Babylonian mantle and come out from the Babylonian captivity. Dezbrăcați mantaua babiloniană și ieșiți din robia babiloniană. This is the message of the hour. Acesta este mesajul acestui ceas. 2 Corinteni chapter 6. 2 Corinteni 6. Ye my people, come out from among them. Voi poporul meu, ieșiți din mijlocul lor. What is light to do with darkness? Ce are lumina cu întunericul? The unbeliever with the believer. Ce are a face necredinciosul cu credinciosul? Ye my people, come out. Voi poporul meu, ieșiți afară. Separate, says the Lord. Separați-vă de ei, zice Domnul. Then I will receive you. Apoi vă voi primi. Then I will receive you. Apoi vă voi primi. Not if you walk in your own ways. Nu dacă mergeți pe propriile voastre căi. In your own will. Pe voia, în no, voia voastră. If you hear my voice. Și doar dacă auziți glasul meu. If you come back to me. Și dacă vă întoarceți la mine. Then I will restore you. Atunci vă voi așeza din nou. Then you shall be my sons and my daughters. Și atunci veți fi și fiice. We must be obedient. Noi trebuie să fim ascultători. Faith and obedience belong together. Ascultarea și credința merg împreună. Unbelief and disobedience. Necredința și neascultarea și ele merg împreună. So please believe. Așa că vă rog, credeți and obey. Și supuneți-vă. And we shall be restored. Și toți vom fi reașezați. By the grace of God. Harul lui Dumnezeu, by the power of the Holy Spirit, prin puterea Duhului Sfânt. May God bless you. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. May he be with you. Fie ca El să fie cu voi. How many believe in the second coming of Christ? Câți de aici cred în a doua venire a lui Hristos? Can I see your hands? Poți să văd mâinile voastre? If not, the time has come. Dacă nu, a venit timpul să credeți. Sure, amen, amen. Amin. And how many prepare? Cât se pregătesc pentru revenirea Domnului? Cât vor să fie gata? Let us stand. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. And beloved brothers and sisters, și iubiți frați și surori, let us stand. Haideți să ne ridicăm pentru un cuvânt de rugăciune. If there are a few things that were said, dacă vă gândiți la lucruri triste, would you hear for the first time? Dacă auziți că lucrurile, dacă lucrurile pe care le-ați auzit, le-ați auzit prima dată, vă rog, cercetați Scripturile. Don't judge. Nu judecați. Search the Scriptures. Cercetați Scripturile and believe every word of God. Și credeți fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. And then it shall be revealed to you. Și apoi vă va fi descoperit. So by the grace of God, prin harul lui Dumnezeu, we shall now pray together, ne vom ruga împreună, believe together, vom crede împreună and dedicate our lives to the Lord, și ne vom dedica viețile Domnului, that this would be the day, ca aceasta să fie ziua, the Lord has made for all of us, pe care a făcut-o Domnul pentru fiecare din noi. Like it says in the Hebrew letters, așa cum scrie în Epistola către Evrei. Today, when you hear his voice, astăzi, dacă auziți glasul Lui, hear ye him, de El să ascultați. Hear ye him,
de El să ascultați. Today, when you hear His voice, astăzi când auziți glasul Lui, I'm not judging, eu nu judec, but every minister, every denomination, fiecare slujitor în fiecare denominație, they must stand for what they believe in that denomination. Ei trebuie să apere ceea ce se crede în acea denominație. He must fight for what they believe. El trebuie să se lupte pentru ceea ce se crede acolo. But forget all this. Dar dați uitării toate aceste lucruri. Just come out. Ieșiți afară. And believe as the scripture says. Și credeți așa cum spune Scriptura. And by the grace of God. Și prin harul lui Dumnezeu. We believe in the full redemption. Noi credem într-o răscumpărare deplină. And the absolute forgiveness of our sins. Și într-o iertare absolută a păcatelor noastre. And unbelief is the most terrible sin. Necredința este cel mai groaznic păcat. With unbelief, everything began in the Garden of Eden. Cu necredința a început tot în grădina Eden. When Satan came to Eve, când Satan a venit la Eva, he put a question mark. El a pus sub semnul întrebării. Behind what God had said. Lucrurile spuse de Dumnezeu. Did God say? A spus oare Dumnezeu? Oare a spus Dumnezeu? And what happened? Și ce s-a întâmplat? Eve paid attention to what the serpent said. Eva a plecat urechea la ce a spus șarpele, Satan. And then the sin came and the fall came. Și apoi a venit păcatul, căderea. Please, hear what God says. Vă rog, auziți, ascultați ce spune Dumnezeu. God has spoken to Adam. Dumnezeu a vorbit lui Adam. And the serpent came to Eve. Și șarpele a venit la Eva. Putting doubts be what God had said. A pus îndoială la sub îndoială cuvintele spuse please de Dumnezeu. Please don't permit Satan to put a doubt. Vă rog, nu permiteți lui Satan să vă aducă îndoială. Believe with all your heart. Credeți din toată inima. Whether you understand it or not. Fie că o înțelegeți sau nu. Believe every word of God. Credeți fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Will be revealed to you. Și apoi vă va fi descoperit. How many wish to have part in what God is doing now? Câți vor să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu astăzi? Today, when you hear His voice. Astăzi când auzim glasul Lui. Let us pray. Să ne rugăm. Our heavenly Father. Tatăl nostru ceresc. We pray in the name of Jesus Christ. Ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Committing this service to you. Noi am încredințat acest serviciu în mâna ta. Bringing each and every one into your presence. Am adus pe fiecare om de aici în prezența ta. Dear Lord, save those who are lost. Doamne, mântuiește-i pe cei pierduți. We thank you for the precious blood you shed. Mulțumim pentru scumpul sânge care a fost vărsat. We are redeemed. Noi suntem răscumpărați. Our sins are forgiven. Păcatele noastre sunt iertate. By your stripes we are healed. Prin rănile tale noi suntem vindecați. Lord Jesus, we thank you. Iisuse, noi îți mulțumim. You are the Lamb of God. Tu ești, ai fost mielul lui Dumnezeu. Taking away all the sins of the world. Care ai ridicat păcatul lumii. And we believe with all of our hearts. Și noi o credem din toate inimile noastre. We also believe that you gave us your word. Noi credem că tu ne-ai dat cuvântul tău. The promise for this day. Făgăduința pentru această zi. That all things would be restored. Că toate lucrurile vor fi reașezate. Before you return. Înaintea revenirii tale. Dear Lord, I commit all my brothers and sisters to you. Doamne, îi predau pe toți frații și surorile mele în mâinile tale. Those who are present. Pe cei prezenți. And those who listen online. Și cei ce ascultă acum conectați. Dear Lord, this is the day. Scumpe Doamne, aceasta este ziua. You made for all of us. Pe care ai făcut-o pentru noi toți. Lord, I pray. Doamne, mă rog. That the victory will be manifest. Ca biruința ta să se manifeste. And that all we understand. Și toți să înțeleagă. By divine revelation. Prin descoperire divină. The message of the hour. Mesajul acestui ceas. Receive the word of God. Primiți cuvântul lui Dumnezeu. And be sanctified in the word of God. Și fiți sfințiți în cuvântul lui Dumnezeu. And be part of the bride of Christ. Și fiți o parte a miresei lui Hristos. Making ready for the return of the bridegroom. Pregătindu-vă pentru revenirea mirelui. Lord Jesus, I thank you. Doamne Iisuse, îți mulțumesc. For being with us today. Că ai fost cu noi astăzi. I thank you for your precious and holy word. Îți mulțumesc pentru sfântul și scumpul tău cuvânt. Heaven and earth shall pass away. Cerul și pământul vor trece. By this word of God. Dar acest cuvânt al lui Dumnezeu. Remains forever.
rămâne pentru veșnicie. I pray for all my brothers and sisters. Mă rog pentru toți frații și surorile mele. May they never hear again any interpretation. Fie ca ei să nu mai asculte niciodată vreo interpretare. Have no more discussion about Bible doctrine. Să nu se mai certe despre teme biblice. Just be connected with you. Ci să fie în legătură cu tine. Receiving divine revelation. Primind descoperire divină. Walking by faith. Și să umble prin credință. And obedience. Și supunere, waiting for your return. Așteptând revenirea ta. Lord God, Doamne Dumnezeule, may your blessings rest upon each and every one. Fiecare binecuvântările tale să se odihnească peste fiecare. Bless all of us. Binecuvintează-ne pe toți. Everywhere. Și fii cu noi. In Jesus' holy name. În numele sfânt al lui Isus. And everybody says amen. Și fiecare să spună amin. Amen. 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 Dumnezeu să vă binecuvinteze, puteți să vă așezați. Thank you for coming. Vă mulțumesc că ați venit, puteți să vă așezați. And we believe that the word of God will accomplish what it was sent for. Și noi credem că Dumnezeu va împlini scopul, cuvântul va împlini scopul pentru care a fost trimis. As it says in Isaiah 55. Așa cum spune în Isaia 55. The word will never return void. Cuvântul nu se va întoarce fără rod. If you believe it, dacă voi îl credeți, will accomplish what it was sent for. Cuvântul va împlini scopul pentru care a fost trimis. I say once again. O spun încă o dată. These are the most important moments. Acestea sunt cele mai importante momente. The last message is reaching the ends of the earth. Ultimul mesaj ajunge până la capetele pământului. The last call is going forth into all the nations. Ultima chemare este dată în toate națiunile. At the present time, în prezent, once a month we have meetings in the mission center. Odată pe lună avem adunări în centrul de misiune. And we serve 176 countries. Și slujim în 176 de țări. In 176 countries. În 176 de țări. All the believers are connected to hear the message for this day. Credincioșii sunt conectați ca să audă mesajul pentru această zi. Whether I preach in Paris, fie că predic la Paris, or in London, sau Londra, or in New Delhi, sau la New Delhi, or in Krefeld, sau în Krefeld, but in Krefeld they're all connected every time. Dar în Krefeld sunt conectați toți în 13 linii. To hear the precious word of God. Ca să audă cuvântul scump al lui Dumnezeu. So if I don't see you again on earth. Așa că dacă nu vă voi mai vedea vreodată pe pământ. We'll see you again in glory. Vă voi vedea din nou în slavă. I mentioned that I was on the trip in April and May. V-am spus unde am fost în aprilie și mai. But let me just say one more thing. Dar dați-mi voie să vă mai spun un lucru. When I was in Pakistan, când am fost în Pakistan, it's an Islamic country. Este o țară islamică. But I was called to the television. Am fost chemat la un post de televiziune. And this man of God, I say he was a man of God. Și cel care m-a chemat acolo, un om al lui Dumnezeu. He said, my grandfather knew William Branham. Bunicul meu l-a cunoscut pe William Branham. He was in Pakistan. El era în Pakistan. But brother Branham was in India. Dar fratele Branham fusese în India. He was in Bombay. A fost la Bombay. But the grandfather of this gentleman. Dar bunicul acelui bărbat. He said my grandpa told me about William Branham. Deci acest bărbat a spus bunicul meu a fost acolo unde a fost William Branham. And I heard that you knew William Branham. Și a spus fratelui Frank, eu am auzit că tu l-ai cunoscut pe William Branham. Yes, I knew him for 10 years. Și dânsul a răspuns, da, l-am cunoscut timp de 10 ani. In his services, am fost în adunările lui, in Germany, în Germania, în Statele Unite, drove in the same car. Am fost cu el în aceeași mașină. I know the man of God. Îl cunosc pe acest om al lui Dumnezeu. So you know what he said? Și știți ce a spus el? I want you to say all that God has put upon your heart. Vreau ca tu să spui tot ce ți-a pus Dumnezeu pe inimă. So he gave me one hour. Așa că mi-a dat o oră. To speak on television. Ca să vorbesc la televiziune. And when I had finished speaking, și după ce am terminat de vorbit, he said what you said here today. Ceea ce ai spus tu astăzi aici, in the city of Lahore in Pakistan. În acest oraș Lahore din Pakistan. Will be heard in 56 nations. Va fi auzit în 56 de țări. And 23 are Islamic. Din care 23 sunt țări islamice. And he asked me again. Și m-a întrebat din nou. You have to say some more. Tu trebuie să vorbești so mai mult. I spoke some more. Și a trebuit să vorbesc so mai mult. All the nations have been reached. Așa că toate națiunile sunt ajunse. With the last message. Cu acest ultim mesaj. Behold the bridegroom comes. Iată vine mirele. Be ready to meet.
Fiți gata ca să-l întâlniți. He gave the promise. El a dat făgăduința. I go to prepare the place. Mă duc să vă pregătesc un loc. Then I will return. Apoi mă voi întoarce. And I take you to be where I am. Ca să vă iau cu mine să fiți acolo unde sunt și eu. Prin harul lui Dumnezeu. Soon our Lord will return. Curând Domnul nostru se va întoarce. He will complete his work of redemption. El își va încheia lucrarea lui de răscumpărare. As he completed his work of creation. Așa cum și-a încheiat lucrarea de creație. Inima mea este plină, aș putea vorbi în continuare. God bless our brother John. Dumnezeu să ne binecuvinteze. God bless our brother Daniel. Pe fratele Daniel. And what is the name of our brother? Oleg. Oleg. Brother Nicolae. Spasiba vam bolshoi. Mulțumim foarte mult. God bless you very much. Dumnezeu să te binecuvinteze. My daddy spoke a very good Russian. Tatăl meu a vorbit o foarte bună limbă rusească. Eu încă mi-aduc aminte. Как будет, так будет. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Can you speak, can you pray for the sick? Make a prayer for the sick. Yes. Yes. Lord God, here is a special prayer request. Să ne ridicăm pentru rugăciune pentru bolnavi. Vă rugăm foarte mult. Doamne, aducem aceste persoane bolnave. You know the circumstances. Tu știi împrejurările în care se găsește fiecare. Tu ești același astăzi. You save the soul. Tu ai mântuit sufletele. You deliver the spirit. Tu ai eliberat duhul. You heal the body. Tu ai vindecat all duhul. Is included. Totul este inclus. In the work of salvation. În lucrarea de mântuire. Dear Lord, confirm your word. Doamne, confirmă-ți cuvântul we'll tău. Give you praise, honor and glory. Noi dăm cinstea și slava. In the precious name of Jesus Christ. În numele scump al lui Iisus Hristos. Domnul nostru. Amen. Amin. 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 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Thank you for coming. Vă mulțumim că a venit stat jos. Yes. God bless you. Thank you, Brother John.